Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare. Este luni, așa că încercăm să aflăm care sunt sentimentele sale vis-a-vis de voi și cum încearcă să le gestioneze, pentru că sunt unele situații în care persoana voastră își dorește să-și vadă de viață sau realmente chiar își văd de viață, însă încă mai au anumite sentimente vis-a-vis de voi. Așa că îmi doresc foarte mult să aflu pentru dumneavoastră care este situația sa în prezent, ce anume îi influențează gândurile, mai ales dacă vorbim despre dumneavoastră, dacă încă are sentimente pentru voi și care, bineînțeles, ar fi acestea, dacă se gândesc la voi din punct de vedere fizic, al atracției fizice sau și-ar dori în continuare să fiți împreună. Mă interesează foarte tare să știu acest lucru, dacă își doresc cu voi o relație totală și ce anume împiedică această persoană să aibă această relație totală cu voi și dacă mai merită să investiți în această relație. Voi doi încotro, conexiunea voastră încotro, ce urmează să se întâmple, mai ales dacă există și un anumit blocaj. Așa, deci, dragii mei, dacă doriți să participați la această etalare, eu îmi doresc foarte tare să vă așezați confortabil și să povestim în minutele ce urmează despre această situație în plan amoros. Nu uitați că este o etalare generală, de data aceasta nu este interactivă, se adresează unui număr mare de persoane, așa că dacă nu rezonați, înseamnă că astăzi poate că nu aveți un mesaj din partea Universului, dar poate data viitoare veți fi așa punct ochit, punct lovit pe problema dumneavoastră particulară. Deci, bucurați-vă de călătorie, vă pup și vă iubesc! Bun, dragii mei dragi, haideți să vedem în primul rând care este situația dumneavoastră amoroasă în acest moment? Care este situația sa? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, acum câteva secunde, unii dintre persoanele la care noastră vă gândiți deja își continuă viața sau parcă își continuă viața liniștit sau liniștite. Situația sa în prezent, dragii mei, este destul de delicată, dacă vreți, pentru că văd o infidelitate aici. Acum că este vorba despre faptul că ați fost înșelați, înșelate, că vi s-a înșelat încrederea sau că nu mai aveți încredere în această persoană, infidelitatea aceasta poate să ducă într-acolo încât persoana din mintea voastră să se fi găsit într-o relație triunghiulară în momentul în care v-ați cunoscut sau poate că dacă ați aflat încă de la început această situație, nu a fost o situație de bun augur, mai ales pentru că bună parte dintre dumneavoastră nu ați vrut să vă construiți fericirea pe nefericirea altor persoane. Această infidelitate, din păcate, a erodat această relație dintre voi doi. Unii dintre dumneavoastră, posibil să fi pus punct, tocmai pentru că între voi erau și alte ființe care ar fi putut să sufere din pricina unei viitoare relații pe care voi urma să o aveți. Toate bune și frumoase, dacă ne gândim la relația pe care ați avut-o, însă între voi a stat în foarte multe cazuri, sau sunt șanse foarte mari, să fi stat între voi această idee de infidelitate, de înșelat, de poate că această ființă a și manipulat la un moment dat, dorințele sale fiind clare. V-a dorit, asta este clar, v-a apreciat, i-a plăcut foarte tare de voi și încă îi place. S-ar fi putut să vă fi făcut anumite propuneri în trecutul vostru comun. Un cavaler, prin definiție, sau o persoană care știe să cucerească, făuritor al cuvintelor frumoase, al expresiilor de iubire,
Această persoană a făcut ce a făcut încât v-a determinat pe unii dintre dumneavoastră, pe unele dintre dumneavoastră, să treceți chiar de ideea de infidelitate și să acceptați această relație, această conversație, acest schimb de mesaje pe care foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați avut pe o bună perioadă de timp. Cavalerul perfect, aș putea spune, sau o actriță perfectă în unele cazuri, nu folosesc aceste cuvinte la modul negativ, spun doar că această persoană v-a cucerit. Un adevărat cuceritor sau o adevărată cuceritoare, cum spuneam. Și în continuare, pentru unele persoane care se uită în acest moment la acest clip, nu le vine să creadă cum de au intrat în această relație. Cum a reușit această persoană să mă păcălească atât de ușor? Cum a putut să-mi sucească mințile? Cum a putut să mă stoarcă de emoții? Cum a determinat să investesc în această relație atâtea sentimente? Cum m-am lăsat prostit sau prostită de farmecele acestor persoane pe care evident le păstrați în mintea dumneavoastră, mai ales că între voi există sau a existat această infidelitate, o a treia relație sau poate că ulterior ați aflat de o a treia relație. Pe foarte mulți dintre dumneavoastră, pe foarte multe dintre dumneavoastră nu le-a deranjat cel puțin o perioadă de timp. Foarte multe principii, foarte multe lucruri peste care nu ați putut să treceți, inclusiv peste această infidelitate. Nu mai aveți încredere. Și de ce spun acest lucru? Pentru că din câte se pare nu prea ați acceptat ofertele acestei ființe sau propunerile acestei persoane. Însă, în momentul în care ați fost împreună, a existat acea reciprocitate în iubire, cel puțin pentru o perioadă limitată de timp. Din câte se pare sau din câte simt eu aici, s-ar putea ca această iubire să nu se fi consumat și la nivel intim, de aceea ați văzut că am pus și această întrebare dacă vă dorește în continuare, eu știu, fizic, intim sau și-ar dori și ar fi dorit o relație totală cu voi din toate punctele de vedere. Este o persoană care v-a dorit și v-am zis, posibil ca unii dintre dumneavoastră să fi împărtășit aceeași soartă, poate că și dumneavoastră aveți pe cineva la acel moment și ați considerat această scăpare ca o confirmare, o reconfirmare, o altfel de trăire alături de această persoană. Și dacă este să mă întrebați pe mine, era sau a fost și puțin fructul oprit. Și știți cum se spune, fructul oprit întotdeauna este mai gustos, este întotdeauna mai delicios și întotdeauna mult mai dorit. Dorință mare, această persoană posibil să fie dorit foarte tare să vă cucerească, să vă aprecieze. Există relații la distanță, există întâlniri poate în amurg, o fugă rapidă către cealaltă persoană. Știți cum erau pe vremuri de escaladau balcoanele doamnelor și domnișoarelor ca să îi fure o sărutare. V-a cucerit, să știți, din câte observ eu această persoană și posibil de asta să nici nu puteți să o uitați. O persoană boemă sau o persoană care a fost sportivă, poate sportivă de performanță în unele cazuri. Acum o să dau niște mesaje suplimentare care nu sunt obligatorii, ci doar mesaje, cum spuneam, suplimentare care să vă identifice puțin cu această citire. Energia masculină șatenă, castaniu cu ochii căprui sau căprui verzui sau în alte cazuri poate să fie cu părul mai lung, brunețel, cu fruntea ușor lată,
cioc, barbă ascuțită sau barbișon, ochii negri, părul negru și o continuare a frunții foarte, cred că foarte lată. Iar energia feminină, șatenă, blonduță, s-ar putea să împăr, să aibă, ori să fie șuvițat, șatirat, ori să aibă un semn din naștere alb, sau o șuviță, sau să fie ceva proeminent, poate roz, poate, nu știu, ceva care să scoată în evidență structura firului de păr, ochi albaștri sau roșcată, poate, cine știe, ochii foarte albaștri sau verzi, în general ochii deschiși, tenul alb. O persoană șarmantă, o persoană, energia feminină, care aparent ar vrea această relație, dar ceva a ținut-o. Ceva a ținut să nu conducă această relație către un nivel următor și mă refer la consumul intim, pentru că cred că la bază a stat, la baza refuzului ei a stat această infidelitate. Și știe, persoana la care vă gândiți a bănuit, știe, poate că ați și discutat despre acest lucru, poate că ați și spus că eu nu pot să fac acest lucru pentru că ăsta este modelul, nu pot să înșel. Indiferent cât mi-ar plăcea de tine, indiferent de cât te iubesc, am acest principiu peste care nu pot să trec. Nu a putut această persoană să ajungă acolo încât să vă ofere toată încrederea sa, astfel încât să uitați de tot și de toate pentru a merge în continuare într-o relație alături de această persoană. Nu cred că v-ați implicat mai mult decât a trebuit într-o relație triunghiulară. O dată de 20, foarte importantă, sau o lună octombrie. Vă ratici, amândoi poate că iubiți vara, în unele cazuri, bineînțeles. Foarte mulți dintre voi poate că iubiți acele întâlniri nocturne, pline de pasiune, sau mesajele la schimbul de mesaje în amurg sau noaptea, sau așa, știți cum, un du-te vino care până la un moment dat v-a plăcut. Era gustul fructului oprit. Gustul fructului oprit în această etalare simt, pentru că v-am spus, acest cavaler și această cuceritoare v-au încurcat puțin bunurile, bunul mers, v-a încurcat puțin bunul mers al lucrurilor. În unele cazuri poate că nici nu vă gândeați că mai puteți să aveți parte de o asemenea iubire, dragoste, fluturaș în stomac, chiar și la o vârstă matură. O luna a patra, la fel, s-ar putea ca luna a patra să vă fi cunoscut. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, v-am zis că eu nu stau bine cu numărătoarea. S-ar putea ca într-o lună aprilie, să zic, sau atunci să fi vorbit, atunci să fi cunoscut, sau de atunci înainte această persoană să încerce pe cât posibil să vă cucerească, pentru că și-a dorit foarte tare să vă cucerească. Situația sa în prezent este similară cu ce ați trăit voi. Cu toată sinceritatea vă spun că acest concept de infidelitate continuă și în ziua de astăzi, indiferent cu cine este această persoană, acum se gândește la propunerea pe care v-a făcut-o în trecut. Se gândește de ce nu s-a terminat această relație în mintea și în sufletul său, de ce v-ați întâlnit, de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri. La rândul său, s-ar putea să fie într-o altă relație și să fi cerut mâna altei persoane sau să fi cerut să fie într-o relație cu o altă persoană. La fel, deocamdată nici acolo nu simt că lucrurile sunt terminate sau începute, dar acest concept de infidelitate rezistă din punctul său de vedere sau pe partea sa încă este. Că se gândește la voi și este cu altcineva, tot infidelitate se numește. Pentru că știți cum se spune, până la urmă păcătuim și cu gândul, nu numai cu fapta. În continuare, această persoană
cucerește, este un cuceritor, o cuceritoare și nu cred că se va opri foarte tare până când nu va avea sau va încerca să vă aibă din nou, pentru că așa funcționează această persoană. Nu mai este cu voi, cucerește pe altcineva, a cucerit acea persoană, dar gândul este la voi pentru că nu ați continuat până când trebuia să continuați această relație, evident pentru cei care rezonează cu această etalare. Se gândește că nu s-a terminat și până nu s-a terminat, nu mă las așa ușor, se hrănește din această cucerire. Și cred că dumneavoastră ați fost acea persoană care ați reușit să apăsați acolo niște butoane, știți? Ați găsit la un moment dat, i-ați găsit călcâiul lui Ahile. Nu-i place rutina, este o persoană care știe să vorbească, știe să cu fiecare cuvințel, cu fiecare poveste, poate ați povestit foarte multe, poate v-a povestit foarte multe din trecutul său, a încercat să folosească chiar și această infidelitate, să o pună această infidelitate într-o lumină favorabilă lui sau ei. Bun, haideți să vedem. De situația sa în prezent, fie bărbat, fie femeie, este la fel. În continuare, este o persoană care acum s-ar putea chiar să-i fie infidelă ființei cu care este în prezent, gândindu-se la voi. La fel îi place să cucerească. Poate că cochetează și pe rețelele de socializare, pe mesaje. Este cu altcineva, dar păstrează pozele dumneavoastră sau se uită pe șest, se uită la pozele voastre pe, în social media, cine știe. Sau v-a salvat pozele. Este curios, este curioasă să știe de voi. Voi cum stați? Ce faceți? Mai sunteți sau nu cu gândul la el sau la ea? Situația sa în prezent, ce anume influențează gândurile? Dacă are încă sentimente pentru voi și care ar fi acestea? Vă dorește fizic sau total? Haideți să vedem. Ce anume îi influențează gândurile persoanei voastre? Ce anume îi influențează gândurile persoanei voastre? Dacă încă are sentimente pentru voi și care ar fi acestea? Au căzut câte cărți. Wow. Oricum, o să vi le prezint pe fiecare. Se gândesc la voi doar din punct de vedere intim, fizic sau ar dori o relație totală cu voi? Merită așteptat această persoană? Merită să mai investiți sentimente sau nu? Ce anume influențează gândurile? Ce v-am spus? Este vorba despre structura sa. Undeva în stânga, în dreapta ecranului o să aveți și imaginea pentru a rezona cu aceste cărți. Chiar o doamnă îmi spunea, da, te rog frumos, mă certa puțin să arăt cărțile, așa că mă conformez și încerc pe cât posibil să fac o editare ca să aveți și cărțile. Este vorba despre structură. Ce anume influențează gândurile acestei persoane era exact ceea ce am povestit puțin în începutul etalării. Așa este el, așa este ea, un cuceritor, o cuceritoare. Și dacă vreți în continuare să aveți această relație cu această persoană, s-ar putea ca în continuare să trăiți în această îndoială. Nu aveți acea liniște să puneți capul pe pernă într-un cuplu cu o astfel de persoană și să spuneți ok, sunt liniștită, nu este cu gândul în altă parte, este cu gândul doar la mine.
Așa este această persoană. De asta vă spuneam că se gândește la voi acum tocmai pentru că nu a reușit să conducă această relație către un nivel următor. Și dacă s-a consumat această relație, deși văd că în foarte multe cazuri nu s-a dus către un nivel superior sau următorul nivel, și dacă s-ar fi consumat și dacă este consumată această relație, ceva nu s-a terminat din punctul său de vedere. Ceva nu a fost finalizat ca ce și-a dorit el și nu v-a comunicat. Sau ea, după caz. Lucrurile nu s-au terminat din punctul său de vedere. Tocmai pentru că nu a reușit în relația cu voi să își satisfacă anumite nevoi personale, intim sau cele mai adânci gânduri pe care le-a avut, nu le-a putut pune în practică cu voi. Pentru că posibil ca voi să nu acceptați anumite propuneri ale sale. Inclusiv la nivel intim. Nu are rost să continui mai departe pentru că îmi dau seama că știți foarte bine despre ce vorbesc. Persoană spontană, persoană care iubește noul, persoană care trăiește în prezent sau își dorește să trăiască prezentul. Dar în dedesubturile sale există și anumite gânduri mai puțin sau niște gânduri, hai să spunem așa, niște dorințe atipice ale acestei ființe, cu care voi poate că nu ați rezonat. De unde și acea lipsă de încredere totală? Păi dacă acest om îmi cere acest lucru, înseamnă că numai asta își dorește. Sau dacă își dorește să facă, eu știu, cu mine anumite lucruri, eu nu pot să fac, eu sunt conservator, conservatoare sau stai puțin, stai să ne cunoaștem sau depinde fiecare în situațiile particulare pe care nu o să le discut acum că nu am cum, știți despre ce este vorba. Deci ca structură, tot ceea ce înseamnă gânduri, sentimente, intenții, emoții, așa este modelul, așa altul, alta mama nu mai face. Și va face în continuare la fel. Când este cu dumneavoastră, se gândește la altcineva. Când este cu altcineva, se gândește la voi. Și uite așa, de asta nici nu vă lasă, nici nu vă ia, nici nu vă dă pace și nici dumneavoastră nu aveți acea liniște, pentru că aveți anumite lucruri neclarificate vis-a-vis de această persoană. De ce a intrat în viața mea dacă? Eu nu zic că nu i-a plăcut, pentru că i-a plăcut extrem de mult de voi. Și îi place în continuare, vă apreciază, vă urmărește de undeva, cumva. Și dacă s-ar putea să acceptați dumneavoastră, ar face la fel, ar proceda la fel. Ar veni după dumneavoastră și v-ar sări în balcon seara să vă fure o îmbrățișare. Și acum, la fel, ar dori să facă acest lucru. Pentru că i-ați dat niște lucruri de care nu a avut parte. I-ați întors la un moment dat viața pe dos. Iar ce a trăit cu voi, vedeți că nu a trăit cu toată lumea, pentru că sportul pe care îl face, să spunem așa, e doar un sport. Dragostea pe care a făcut-o a fost doar un sport, nu a fost acea dragoste pe care voi i-ați împărtășit-o până la un moment dat. Tranșant se gândește la voi. Mi-o doresc pentru că a început să se gândească exact așa, tranșant. Mi-o doresc pe ea pentru că, sau mi-l doresc pe el pentru că, îl vreau înapoi pentru că. În tot acest timp se gândește la voi. Este evident că se gândește la voi. Se gândește la o chestiune tranșantă. În următoarea perioadă, ori sau nu mai amân momentul până când voi pune pe mâna pe acel telefon. Ce anume influențează gândurile sale? Este clar că structura, vreau să vă mai zic
o chestiune, mai ales în ceea ce privește această persoană, vis-a-vis de această structură a sa. Este vorba și de structura sa ca și formare, ca și, eu știu, emoții, sentimente, dar își structurează foarte bine sau stăpânește foarte bine emoțiile. Se ascunde foarte bine. Este foarte tehnic, tactic, strategic, un bun strateg. Sau o bună strategă. Acum, poate că este și un defect profesional, poate că lucrează și într-un astfel de domeniu, deși sunt foarte multe persoane care cochetează cu arta, cu artele, cu actoria, sau poate că joacă bine rolul, poate că la început, până a vă cuceri, poate că a jucat foarte bine un rol, dar nu folosesc această expresie în modul negativ, pentru că chiar și-a dorit să fiți în viața sa, dar pentru asta a trebuit să facă și anumite lucruri care nu v-au convenit sau care v-au cucerit, dar poate că nu au fost sincere la bun început. Scopul scuză mijloacele, ar spune această persoană, sau este adepta acestei expresii. Scopul scuză mijloacele, mă și bâlbâi, sau în dragoste și în amor totul este permis. Dacă încă are sentimente pentru voi și care ar fi acestea, spuneam că se gândește la voi. Se gândește la voi pentru că are amintiri cu voi și se gândește nu numai la voi ca persoană, ci foarte mult la ceea ce ați împărțit voi doi, la amintirile voastre. La faptul că într-o perioadă ați fost chiar un cuplu care ar fi avut toate șansele să se dezvolte frumos, dacă această persoană ar fi îndeplinit, de fapt, toate dorințele voastre, toate cerințele voastre, deși poate voi nu i-ați cerut nimic, dar totuși v-ați așteptat la un moment dat să facă puțin de acolo, câte puțin de acolo, câte puțin de acolo, pentru că ați avut și voi, bineînțeles, așteptări. Nu puteați să vă implicați într-o relație cu ochii închiși. Ați așteptat ca această persoană să vă ducă pe niște culmi ale iubirii. Destul de romantici. Sau destul de romantică această experiență, dacă vreți. Consideră că nu are nicio vină pentru că așa este structurată această persoană sau consideră în acest moment că tot ceea ce îi se întâmplă, pozând și puțin în victimă, tot ceea ce îi se întâmplă, merită ceea ce îi se întâmplă. Poate că în unele cazuri chiar v-a împărtășit această emoție. Merit ceea ce mi se întâmplă. Merit să mă fi părăsit. Merit să rămân singur, singură. Pentru că și eu, la rândul meu, am înșelat. Dar așa sunt eu făcut. Așa sunt eu făcută. Nu am ce să fac. Nu am cum să mă schimb. Am încercat, dar nu am cum să mă schimb. Dar pe tine te-am iubit cel mai mult. Sau tu ai fost motivul pentru care eu am încercat la un moment dat să mă schimb. Dar nu am reușit. Și decât să-ți fie rău lângă mine, mai bine te las, te părăsesc sau, eu știu, abandonez această relație tocmai pentru a nu-ți face ție rău, pentru a te lăsa să fii fericit, fericită, să fii liber, liberă. Te iubesc pentru că te las sau te las să fii fericit, fericită. Mă sacrific eu pentru fericirea ta. Nu știu dacă sunteți sau ați primit astfel de mesaje, dar pentru cei care le-au primit, cred că vă ajută să aveți o viziune a acestui tablou, mai ales dacă vorbim despre sentimentele pentru voi, ce a simțit pentru voi și ce încă simte pentru voi. Este emoțională această persoană, adică v-a atins la coarda sensibilă, să știți, prin ceea ce a comunicat sau prin ceea ce v-a împărtășit.
Și cred că la un moment dat chiar ați spus, omul ăsta ține la mine pentru faptul că s-a retras decât să-mi facă rău, mai bine se retrage. Indiferent de motivele pe care le are, că poate această persoană chiar s-a implicat într-o altă relație și atunci nu putea să vă spună, știi, eu am găsit pe altcineva, nu te mai iubesc. Pentru că nu este așa. De asta vă spuneam că este cavalerul perfect sau cuceritoarea perfectă, o lady. Nu a vrut să vă facă să suferiți și atunci a considerat că răul cel mai mic este să vă atingă coarda sensibilă, să meargă foarte mult pe emotivitate. Astfel încât dumneavoastră să plecați din discuțiile pe care le-ați avut sau pur și simplu să înțelegeți abandonul său, dacă a plecat fără niciun cuvânt, ca fiind chiar o chestie bună, adică să plecați cu calculele, cum se spune, veniți cu calculele dumneavoastră și plecați cu calculele sale. Posibil să vă fi determinat să spuneți, uite domnule, totuși ce persoană extraordinară, uite vezi, s-a gândit la mine. O duplicitate, o dualitate, dacă vreți, din punctul său de vedere. Ca semne zodiacale, Taur, Capricorn, Berbec, Balanță, Gemeni. Vărsător, chiar și pești, văd pe undeva. Cred că este pentru toate semnele zodiacale, însă acestea par a fi mult mai predominante decât celelalte. Există o anume depărtare, cel puțin la acest moment, fizică. Văd și țări diferite aici, bineînțeles, adică o oarecare depărtare, o frică, o teamă. Să știți că acestei persoane, mulțumesc de inspirație și de mesaj, acestei persoane, vorbeam despre foarte mult despre emoția aceasta pe care o încearcă când se gândește la voi, ca motiv principal, cred, simt eu, acum sunt șanse destul de mari ca această persoană să se fi speriat puțin de această implicare totală într-o relație cu dumneavoastră. Pentru că pentru mine, cel puțin, nu știu pentru alte persoane, însă așa cum am perceput eu de-a lungul vieții, lupul înseamnă monogamie. Un lup în momentul în care își găsește perechea, rămâne cu această pereche până la moarte. Dacă nu și-o găsește, moare singur. Ei, această aliniere a iepurelui cu lupul, mie mi se pare cum că i-a fost foarte teamă, foarte teamă de monogamie, foarte teamă de a rămâne într-o relație cu o persoană până la sfârșitul vieții, având în vedere structura sa, aceea de infidelitate. Știți? Dar a ținut la voi și chiar cred că cel puțin 50-50 nu a vrut să vă facă rău. A preferat să plece, a preferat să abandoneze, a preferat să părăsească această relație pentru că nu corespundea și n-ar fi corespuns dorințelor voastre, cerințelor voastre. Avem și Taur aici. Știa foarte clar că nu se poate schimba. Și la fel gândește și acum. Deși, culmea este că gândurile sale se îndreaptă acum sau din ce în ce mai mult tot către voi. Și are o motivație. O să vă arăt cartea după ce o să editez acest video. Are o motivație și o să vedem care este motivația gândurilor sale. Care este motivația? Tot el, ea, a plecat.
El a plecat, ea a plecat. Acum de ce se mai gândește la voi? De ce gândurile sale se îndreaptă tot către voi? 21, foarte important. 21, 2 cu 1, 3, relație triunghiulară, poate că este într-o relație și totuși de ce se gândește? Care este motivația? Ia uitați ce carte a vrut să iasă din acest minunat pachet de cărți. Pentru că se gândește la cum ar fi dacă ați luat-o de la început. Incredibil. Și se întâmplă. It's happening. Își menține vie tabloul. Vă menține viu, vie, în viziunea sa. Nu crede că s-a terminat. Vorbeam despre motivație. De ce gândurile? Ce îl mână pe el sau ce o mână pe ea să se gândească la voi? Pentru că cel puțin la nivel de manifestare a gândurilor sale este un nou pământ, un nou început, cum ar fi dacă voi doi v-ați regăsi, v-ați redescoperi, dacă ați fi pur și simplu într-o altă situație, într-o altă lume, nu știu cum să vă zic, dar înțelegeți cu siguranță. Cum ar fi fost dacă ați fi departe acum în acest moment de tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru, de relații, de evenimente, de situații, de familie, de familie extinsă, etc., etc., pe lângă voi și ați fi voi doi pur și simplu în altă dimensiune, nu știu cum să vă zic. Știți cum era filmul ăla cu Laguna Albastră sau Întoarcerea la Laguna Albastră, erau două părți cu Brooke Shields, un film absolut genial. Niște copii rătăciți pe o insulă. Cum ați fi fost dacă voi doi ați fi fost voi doi pe o altă planetă, departe de tot și de toate? Și se gândește exact la acest lucru. Asta este motivația și vă ține în energia sa. Nu vă dă drumul deloc, 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 deloc. Semn că ați avut un rol extraordinar de important în transformarea sa ca persoană. Ați învățat-o multe, poate că mulți dintre noastre știți deja acest lucru sau intuiți acest lucru. Această persoană, la momentul în care nu a mai fost cu voi, nu a realizat. A realizat tocmai în această pauză de 4-6 luni, poate 46 de ani ca și vârste, în jurul vârstei de 46 de ani. Se gândesc cu pasiune. Există aici pasiune, dragii mei. O să vedeți aici cartea sau aici, nu mai știu. O să mă gândesc cum. Da, cred că aici, că e mai mult. Cred că e mai mult loc aici. Deci o să... De ce ține? Care este motivația sa? Pasiune? De asta vă spun că lucrurile între voi nu au fost terminate. Dar este... Teamă, deci văd în sufletul său atâta teamă cum n-am văzut în viața mea. Deci atâta teamă este să rămân într-o relație și să devină monogam sau monogamă, de nu pot să vă spun. Cineva are pistrui. Cine are pistrui? Dumneavoastră sau cealaltă persoană? Energia feminină? Gemeni, pești de asemenea. Se gândește la voi cu pasiune, vă ține în energie, se gândește la cum ar fi dacă, dar există o teamă extraordinară de această față de această monogamie. Deci cred că dacă dumneavoastră ați accepta, deci eu vă expun speța, vă expun situația, nu că ar trebui să faceți așa, Doamne ferește, da? Dacă dumneavoastră, sau cum ar gândi această persoană, dacă m-ar accepta așa cum sunt, câteodată să mai merg și pe drumul alăturat, dar să nu știe, dacă m-ar accepta așa, ar fi o relație perfectă, pentru că o doresc. Sau până la proba contrarie, până la a vă duce această relație către un nivel superior. Dacă merită așteptat această persoană, mai merită investit sau nu mai merită investit? Întotdeauna să știți că
spontaneitatea a jucat un rol important și cred că asta v-a atras, pe lângă multe alte calități ale acestei persoane, v-a atras faptul că este foarte, foarte spontan. Și tot în spontaneitate, tot datorită spontaneității, să spunem așa, v-ați și întâlnit. Evident că lucrurile se vor petrece și în continuare spontan, pentru că sunt anumite situații în care foarte multe dintre dumneavoastră spuneți: nu mai vreau să am de-a face cu astfel de persoană. Ori este cu mine, ori nu este cu mine. Eu nu pot să accept lângă mine o persoană care mă înșală sau chiar dacă nu știu, nu contează. Însă spontaneitatea joacă un rol foarte, foarte important, pentru că lucrurile s-ar putea să se sucească la 180 de grade, indiferent de cât de porniți sau pornite sunteți în momentul de față. Hazardul își va spune cuvântul în cazul dumneavoastră, pentru că acum nu știu dacă mai vreți dumneavoastră să investiți sentimente, dar în momentul în care poate destinul va duce din nou împreună, pentru că este sau sunt șanse foarte mari de a vă revedea în mod accidental sau să facă această persoană ceva în mod spontan, să vă ia pe nepregătite, s-ar putea să nu mai reacționați atât de vehement ca acum, în acest moment, cel puțin când vă uitați la acest clip. S-ar putea ca atunci să vă suciți la 180 de grade, pentru că nu știți ce face. S-ar putea să vă descopere și dumneavoastră, să vă descopere călcâiul lui Ahile. Și atunci s-ar putea să vă răspundeți unui mesaj pur și simplu fără să luați în calcul nimic. Prin surprindere s-ar putea să vă ia această persoană cu un mesaj sau oricum cu un mesaj, cred. Și să iasă cu surle și trâmbițe, să iasă cu artificii. Adică poate că acum sunteți în faza aceea, nu neapărat de negare, dar sunteți în faza aceea în care spuneți: nu, încerc să învăț, încerc să-mi învăț lecția, încerc să merg mai departe, faceți eforturi pentru vindecare și foarte bine faceți, este absolut superb, dar în momentul în care, pe neașteptate, după 4-6 luni, un an și 4 luni, 6 luni, 2 ani și așa mai departe, vă treziți cu o invitație, o propunere de la această persoană, s-ar putea să răspundeți instinctiv, fără să vă mai gândiți la toate eforturile pe care le-ați făcut ca să uitați această persoană din acest punct de vedere. Haideți să vedem dacă mai merită investit în momentul în care eu zic că sunt șanse foarte mari să vă dea o veste pe neașteptate și să vă ia în mod surprinzător. În momentul în care sunteți în fața faptului împlinit, în momentul în care aveți acel telefon, dacă mai merită să-i răspundeți sau să vă implicați într-o relație sau să spuneți da unei oferte ale acestei persoane. Haideți să vedem. Dacă mai merită să investiți în sentimente, de fapt, pentru că despre asta este vorba. Dragii mei, sunteți în momentul de față, exact cum spuneam și mai devreme, și mă bucur din toată inima pentru că minunații noștri ghii spirituali răspund cu promptitudine dorințelor noastre și întrebărilor noastre. În momentul de față aveți o cale de urmat. Este evident că unii dintre noastre ați depășit acest moment cu o persoană din trecutul vostru. Este evident că alte persoane fac eforturi destul de mari pentru a se vindeca și pentru a trece peste eșecurile emoționale, sentimentale din trecutul vostru comun sau, eu știu dacă este vorba despre această persoană din trecut. Așa că ghizii spirituali spun să vă mențineți calea. Zburați destul de sus, adică deja lucrurile au avansat foarte mult pentru voi, s-ar putea ca unii dintre noastre deja să vă cunoașteți sau să cunoașteți și alte persoane. Mențineți-vă calea. Aceasta este o recomandare din punctul de vedere al ideii de a reinvesti sentimente într-o relație cu o fostă persoană, cu o fostă iubire, cu o fostă parteneră. Zburați destul de sus acum.
ceea ce poate să-i amenințe pe cei la care vă gândiți. Despre asta este vorba, pentru că s-ar putea să fie ieșit din nou pe piață, în ghilimele de rigoare, folosind așa o expresie populară. Nu cred că vă vrea să știți cu altcineva, cel puțin din ceea ce simt eu aici. Adică totul a fost bine și frumos până când v-ați găsit pe altcineva sau ați găsit o altă pereche. Și atunci reacționează, mai ales dacă vă urmărește de pe conturi false sau dacă vă urmărește de la distanță sau dacă întreabă pe altcineva despre voi. Nu-i convine absolut deloc. Se simt amenințați. Locul său este amenințat. Nu mai are acea siguranță. Atâta vreme cât vă știa acolo singurică, singurel, fără nimeni, era ok, era în confort. Acum s-ar putea să îi tremure puțin inima dacă voi sunteți bine, sunteți sus, sunteți realizați, poate că sunteți realizați profesional, poate că aveți o familie sau poate că v-ați revenit alături de familia dumneavoastră, ați revenit la matcă și voi în alte cazuri. Îngerii spun să vă vedeți de treabă în ideea în care, la un moment dat, va încerca să vă ajungă din urmă această persoană. Adică va trebui, și dacă bineînțeles dumneavoastră vă doriți acest lucru, să lupte enorm de mult ca să ajungă la același nivel pe care îl aveți voi acum în acest moment. Indiferent dacă sunteți sau nu decepționați sau anxioși sau eu știu, aveți senzația că viața fără ei sau fără ele s-a terminat. Nu! Sunteți extrem de puternici. Extrem, extrem de puternice. Pentru că tot ce nu vă doboară vă face mai puternici. Vă întărește și v-a determinat acest eșec, v-a determinat să mergeți mai departe. Se simt amenințați. În curând vor încerca să vă cucerească, să facă eforturi foarte mari să vă cucerească. De aceea, îngerii, ghizii spirituali minunați vă spun să mergeți mai departe pe drumul vostru, să nu vă întoarceți din drum, să nu faceți compromisuri, pentru că în curând aceste persoane vor fi inspirate de voi. Vă vor, dacă vreți și dacă m-aș duce așa, eu știu, nu extrapolând, ci ducând așa lucrurile la superlativ, în scurtă vreme or să vă venereze. Eu nu știu pentru cine este acest mesaj, deși am aici niște nume, dar nu știu dacă e bine să influențez acum aceste nume, dar în curând vă spun că i se va crăpa puțin, cum se spune, fundația. I se clatină picioarele în momentul în care voi nu îi răspundeți sau așa cum acționați voi vis-a-vis de ei sau vis-a-vis de ele. În curând vor face absolut tot ce le stă în putere să vă aducă înapoi. Da, dragii mei, cam atât în ceea ce privește această etalare, cred că aproape personalizată. M-aș bucura foarte, foarte tare să găsiți aici mesaje interesante pentru voi, pentru rezolvarea problemelor voastre. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele din weekend, vă pup pe toți, sunteți absolut minunați. Mulțumesc pentru scrieri, mulțumesc pentru vizualizări, mulțumesc pentru sugestiile voastre pe care le iau în considerare și le notez pe fiecare. Îmi cer scuze dacă nu pot să răspund cu promptitudine pe e-mailul meu, aurascop@gmail.com, pentru că chiar am avut niște probleme cu e-mailul, este blocat din cauza numărului mare de mesaje, dar promit să remediez toate situațiile, toate problemele pentru a avea o comunicare foarte bună cu dumneavoastră. Suntem în mini vacanța de 1 decembrie, așa că
Cred că cel mai bine ar fi să lăsați toate problemele și să vă relaxați puțin, puțin așa, în această vacanță, cu un grătăre, cu o bericică, cu un vinișor, nu, să ne mai relaxăm, pentru că luna decembrie vine așa ca un tăvălug. În orice caz, vom traversa aceste suișuri și coborâșuri, pentru că după o perioadă de la începutul lunii un pic mai, să spunem așa, un pic mai tensionată sau mai agitată din punct de vedere emoțional, urmează o perioadă de relaxare și de împăcări, mai ales dacă v-ați certat cu cineva și nu contează, nu vorbesc numai despre planul sentimental. Împăcări pe toate planurile și mai ales cu persoane cu care v-ați certat chiar din copilărie. Chiar o să aveți niște surprize fantastice, dar o să mai vorbim despre asta. Eu vă pup, vă iubesc mult, sunteți în permanență în rugăciunile mele, aveți grijă de voi și ceea ce este cel mai important este să rămânem cu toți sănătoși, să fim bine cu toții. Vă pup, vă iubesc, pa!